Sprijinul pentru încălzirea locuinței 2023-2024 se va acorda din nou românilor începând de luna aceasta. Persoanele vulnerabile primesc și în această iarnă ajutor de la stat. Românii vulnerabili vor putea trece cu bine peste zilele reci care se anunță, întrucât statul vine în ajutorul acestora cu vouchere pentru încălzirea locuinței. Ajutorul pentru încălzire se oferă în perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024. Separat, suplimentul pentru energie se va acorda în perioada 1 noiembrie 2023-31 octombrie 2024. Ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru iarna aceasta se acordă persoanelor vulnerabile care au un venit mediu net lunar de până la 1386 de lei de persoană în cazul familiilor și de până la 2053 lei de persoană în cazul celor singuri. Ajutorul de încălzire se acordă diferențiat în funcție de venitul pe membru de familie sau al persoanei singure, iar compensarea se raportează la valoarea de referință prevăzută de lege și nu la valoarea facturii de energie. Astfel, valoarea de referință este 250 de lei pe lună pentru gaze naturale, 500 de lei pe lună pentru energie electrică și 320 de lei pe lună pentru combustibili solizi sau petrolieri. Cei care vor să beneficieze de acest ajutor pentru încălzire trebuie să depună o cerere și o declarație pe propria răspundere care să conțină date privind componente familiei, informații cu privire la veniturile lunare, precum și date despre sistemul de încălzire utilizat în locuință.